numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cinstiți părinți, din Domnul Slujitor, prea cuvioasă mai căstareță, binecuvântată obște și iubiți credincioși. Am să pornesc scurtul meu cuvânt de învățătură de la o idee pe care mi-am exprimat-o ieri la slujba Nunții de Argint, pe care am săvârșit-o în Catedrala Mitropolitană. Înainte de acest gând, am săvârșit multe nunți de argint și de aur. Însă îngrijorarea noastră este, precum se vede, că la atâția ani de la căsătorie se va ajunge din ce în ce mai greu. Mai puțini oameni vor reuși să rabde, să se clădească împreună, astfel încât, precum au făgăduit în slujba cununiei, să-și ducă crucea până la mormânt. Este rânduială. Și la 25 de ani, și la 50, și mai încolo, de a se face o slujbă de mulțumire, un tedeum. Și de a se pune inele de argint, de aur, în funcție de răstim. Trecând peste aceasta, spuneam ieri, la munca de argint, despre un violonist, care, după ce a terminat conservatorul, s-a gândit el să schimbe lumea. Prin muzică. Și în orașul său, într-un anume loc, a început să cânte în fiecare zi. S-au oprit oamenii, l-au admirat, l-au ascultat. Însă, încet, încet, au început să treacă nepăsător pe lângă el. Și pe lângă muzica lui. Și au trecut câțiva ani. Și el, cu încăpățânare, în fiecare zi se ducea în același loc și încerca să cânte ce este mai frumos. După 3 ani, cineva l-a întrebat, totuși, nu-ți dai seama că nu te mai ascultă nimeni. Nu-ți dai seama că pierzi vremea. Și altele, asemenea acestora, de ce mai cânti? De ce cânti, efectiv? Și atunci el a răspuns, la început m-am gândit, ca prin muzică să schimb lumea. Și acum când? Ca să nu mă schimbe lumea pe mine. De la acest gând, mă gândesc eu că tot ceea ce propovăduim noi astăzi, nu legat doar de familie, ci tot ceea ce înseamnă adevărul de credință, pentru lumea noastră de astăzi este utopic. Cine vrea să renunțe la sine în ziua de astăzi? Ori Evanghelia ne spune. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine. Să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică să renunț la tine însuți. Ori lumea noastră de astăzi, cine dorește să renunțe la el? Mai degrabă să facă lumea întreagă să fie atentă. Și dacă se poate, supusă persoanei în cauză. Propovăduirea noastră în ceea ce privește crucea lui Hristos astăzi este perimată. Cel puțin pentru cei care privesc din afara bisericii. Cum să propovăduiești oamenilor că Iisus Hristos este în permanentă stare de jertfă și că noi trebuie să fim asemenea Lui. Cum să spunem noi oamenilor că fiecare faptă și cuvânt trebuie să fie răstignite împreună cu Domnul Iisus Hristos, ca El într-adevăr să-și atingă țelul, scopul. Iisus Hristos și-a pecetluit definitiv propovăduirea Lui, faptele Lui minunate, cu jertfa de pe cruce.
toate acelea, propovăduirea lui și minunile pe care le-a săvârșit, n-aveau niciun sens, n-aveau finalitate, dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu s-ar fi lăsat răstignit pe lemnul crucii, omorât pentru păcatele noastre, pentru mântuirea noastră. Ori astăzi suntem invitați de Domnul nostru Iisus Hristos la aceeași viață. Să încercăm să dăm sensul lucrurilor, acțiunilor noastre, vorbelor noastre, faptelor noastre, toate răstignite împreună cu Domnul Iisus Hristos, care a dat sens creației, care a dat sens omului, care a dat sens tuturor lucrurilor pe care El le-a adus din neființă la ființă. Fără Dumnezeu, fără Logosul întrupat, nimic nu are sens. Nimic nu are finalitate. Totul duce nicăieri. Precum simt cei care n-au credință. Știți prea bine, nu trebuie să vă spun eu aceste lucruri. Auzim chiar atunci când pleacă cineva din această lume că se folosește termenul de trecere în neființă. Deci lumea care n-are credință, omul care nu-L are pe Dumnezeu, vine de nicăieri și pleacă nicăieri. Însă, mă gândesc eu, ca unul care am crescut în biserică, oare deznădejdea din această lume, depresia din această lume, nu și-are cauza în necredință? Pentru că omul care are credință, are și nădejdea că va ajunge la capăt. Și la capăt nu este neantul. La capăt este Creatorul. La capăt nu este neființa, ci la capăt este Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos, fratele meu cel mai mare, care mă așteaptă cu brațele deschise, chiar dacă însângerat. Precum spuneam, că El este în stare de jertfă permanentă și perpetuă. Și în felul acesta înțelegem noi și rostul și sensul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Cu nădejdea și la liturghie, toți cei care ne-am împărtășit, că ne vom împărtăși mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției sale. Vedeți? Inclusiv faptul că ne împărtășim și considerăm cel mai important și cel mai sublim lucru din viața bisericii și din viața noastră duhovnicească, există perspectivă încă să ne împărtășim mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției lui Dumnezeu. Și aș încheia cu următorul gând, care m-a încercat pe tot parcursul Sfintei Liturghii. Nu știu cât voi fi de înțeles. Însă, de multe ori, suntem răstigniți, inclusiv atunci când păcătuim. O repet. De multe ori suntem răstigniți, inclusiv atunci când păcătuim. Și dacă este așa, să murim și să înviem împreună cu Hristos. Așa să fie. Amin. Mării de Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.